Români de aproape și români de departe, bun venit la o nouă întâlnire Miercurea la TVR Internațional. În luna decembrie vrem să vă propunem teme frumoase. Uh, mi amintesc că anul trecut, la articolul 7, uh, veneam în fața dumneavoastră cu o serie de emisiuni în care aveam invitați pe rectorii Universităților de Arte din București. De fapt, încercam să aducem împreună cu dumneavoastră o reverență creatorilor de frumoase. Își doreau și ne doreau să fim mai îndrăzneți, să ne amintim care ne sunt resursele, să avem încredere în creativitatea noastră. Pentru că, da, arta este despre noi, este despre sufletul nostru, dar este și despre dezumanizare, despre un prezent în care ne căutăm direcția pe care ne-am cam pierdut-o. E despre societatea în care trăim, dar e și despre curaj, despre mult curaj. În cultură, la modul general, important e să vibrezi tu însuți și apoi să-i faci și pe alții să vibreze. Vorbim despre diplomația culturală și arta de a fi când foarte îndrăzneț, când prudent. Oricum, important este să nu facem lucrurile cu jumătăți de măsură și să fim vizionari. Și vom continua să vorbim astăzi despre mari evenimente culturale, despre pregătirile pentru Ziua Culturii Naționale din 15 ianuarie, despre proiectele comune cu Chișinăul, despre rolul domeniului cultural în viața economică, da, pentru că, deși pare poate bizar pentru unii, cultura aduce și bani, nu doar cheltuieli. În urma unui concurs de proiecte manageriale, invitatul meu devenea în 1993 cel mai tânăr manager al unui de stat din istoria europeană. La Timișoara, un oraș al premierelor. E drept. Despre proiecte manageriale în anii 90 și acum și despre alte teme care ne privesc și care ne fac viața mai frumoasă și mai ales imaginea noastră în țările unde locuiți dumneavoastră, vom vorbi în această seară cu managerul cultural, actorul și secretarul de stat Demeter Andraș Ișvan. Bună seara! Bună seara! Până la urmă începem cu... Cred că am început cu managerul cultural în loc să spun actorul. De ce oare? Pentru că lucrurile așa s-au întâmplat în viața mea, că, că s-au cam amestecat de la începutul începutului. În 93, la un an de când am terminat facultatea, mi-am dat seama că pentru a deveni actor în teatru pe care soarta mi l-a adus în cale, trebuie să preiau frâiele conducerii. Așa a fost să fie, și am avut parte de, de o șansă unică, că în acele vremuri foarte puțini s-au încumetat să numească într-o astfel de funcție de conducere a unei instituții publice pe un tânăr de 24 de ani. Dar iată, am avut șansa, și din acel moment, din vara anului 93, viața mea artistică s-a împletit într-un mod foarte firesc cu cea managerială. Secretar de stat la Ministerul Culturii și nu la primul mandat. Dacă e să facem un arc peste timp din perioada de directorat în Ministerul Culturii, cred că atunci Ministrul Culturii era Adrian opozitorul Iorgulescu. și muzicianul Adrian Iorgulescu, director, apoi secretar de stat, iată, arc peste timp, acum. Și iar secretar de stat, adică ne-am întors un pic la locul faptei, dar provocările sunt practic aceleași. Întotdeauna cultura la noi a fost și rămâne un fel de un fel de a oricărei guvernărie și ne-am propus și acum în noul mandat al actualului ministru să încercăm să schimbăm această paradigmă prin puterea exemplului, prin punerea cum ar fi la o a Experienței fiecăruia, și fiecare dintre noi avem o experiență destul de bogată. Așa că am convingerea că vom face o echipă bună, și că la finalul acestui mandat sperăm să putem spune că da, am reușit să schimbăm paradigma, am reușit să depășim acele preconcepții cum că în România secolului 21 cultura ar fi rămas în continuare doar un consumator de resurse, câte vreme cu toți știm că fenomenul cultural, în întregul ei, este unul din cele mai importante producătoare de valoare, inclusiv valoare economică, în toată lumea, dar cu precădere în Uniunea Europeană. De aproape 20 de ani la dezbaterile de la TVR internațional, periodic păstrăm legătura cu oameni de cultură stabiliți în străinătate și mă gândesc acum la Matei Vișniec, iată, și ce a reușit să facă Matei Vișniec la Avignon și apoi, prin puterea exemplului, să se reînființeze în urbea natală, acel teatru, exact. care astăzi, iată, îi poartă numele și un nume care, până la urmă, uh, vi, faptul că a fost vizionar, care a reușit uh, uh, să fie cumva înaintea altora acolo, proiecția asta o are automat și în România cu acest teatru care îi poartă numele, sau nu. Da, dar trebuie să observăm și faptul că și în viața acestui mare Dramaturc. dramaturg, există o dedublare, o complementaritate a meseriei sale de jurnalist cu cea de autor dramatic și nu oricare, fără, fără de care, dedublare fără de care, e posibil ca valoarea atât de solidă a lui Matei Vișnic să nu fie avut acea vizibilitate care să ne la faptul că, urma aceea, puțini autori dramatici sunt încă în viață, ale căror nume este pe frontispiciul unui teatru. Dar asta am ținut să precizez doar că, pe la urmă, vizionarul întotdeauna își găsește și în meseria lui, dar și în meserii complementare, un loc astfel încât viziunile sale să se poată materializa, să se poată împlini. Săptămâna trecută făceam referire la discursul ambasadorului Filipe Tien, acum ambasador al Franței la Washington, din perioada în care a fost ambasador în România. Acești români care au făcut Franța în aula Academiei Române, de fapt, cea mai frumoasă reverență a acelei vremi adusă României, României culturale, prin oamenii ei, prin valorile ei, acești români care au făcut Franța și spune atunci ambasadorul Filip Etienne, acești români care fac Europa. Pentru că, da, suntem și nu numai, suntem prezenți peste tot, la cel mai înalt nivel. Da, dar această componentă totuși rămâne destul de și tristă în același timp. Adică ne putem, în sfârșit, lăuda că, practic pe târâmul cultural, suntem niște ambasadori foarte autentici ai României, oriunde în lume, doar că, în afară de acest domeniu, din păcate se cam împuținează domeniile în care ocupăm un astfel de loc de frunte. Așa că va trebui să fie o preocupare continuă și pentru celelalte domenii, care, repet, cultura să nu fie doar singurul ambasador unanim recunoscut și diplomația culturală, într-adevăr, uh, uh, atuul nostru foarte tot timpul. Evident, dacă, și aici trebuie să fim atenți, pentru că dacă ne uităm, atunci uh, și în acest domeniu al culturii se cam împuținează sub domeniile în care excelăm. Deci rămân câteva, hai să le enumerăm. Vorbim în principal despre acelea ale căror receptare nu se lovește de impedimentul limbii vorbite. Adică, teatrul rămâne un ambasador, dar are o sferă mult mai redusă de acțiune, datorită, în primul rând, faptului că prin teatru ne exprimăm și cultivăm bogăția limbii române. Dar, trecând peste acest domeniu, ajungem la muzică, la cinematografie, la filmele destinate diverselor festivaluri. Și, dacă ne gândim mai vedem destul de puține. Bine, artele frumoase rămân în continuare în top, dar cultura, în același timp, înseamnă și mult, mult, multe alte subdomenii în care mi-aș dori să, să ne ridicăm la același nivel de recunoaștere. Telespectatorii noștri, românii stabiliți în afara granițelor țării, fie că vorbim aici de cei plecați înainte de anii 90, fie că vorbim despre tinerii care studiază peste tot în lume sau uh, uh, despre migrația forței de muncă, abia așteaptă acolo unde sunt ei. Evenimente de Ziua Națională, de Ziua Culturii, de Ziua Brâncuș, de Sânziene, și uh, aveți la Ministerul Culturii uh, uh, marile evenimente împreună cu Ministerul Afacerilor Externe la acel capitol de diplomație publică, tocmai pentru că trăiesc prin asta și le e dor și să arate uh, colegilor din țările respective, iată. Unde suntem noi, de dincolo unde de vin de unde vin și eu. Unde iată ce am, iată orchestra de tineret, iată ce e Enescu și uh, Dubaiu, Expoziția Mondială din Dubai. A fost fantastic ce s-a întâmplat acolo, uh, de Ziua Națională a României, și uh, mi s-a părut o idee extraordinară să dai o șansă tinerilor, universităților de arte din țară și să meargă de la universitățile de muzică, alături de mari nume și de artiști consacrați. Da. Hai să ne întoarcem un pic la genul proxim, diplomația culturală și să vedem că, până la urmă, până la urmă și aici este mult de lucru. Și exemplul cu Dubaiul este unul foarte, foarte elocvent. Pentru că am încercat, în colaborare cu colegii de la Ministerul de Externe și cu comisarul care coordonează expoziția pavilion românesc de la Dubai, să schimbăm iarăși o paradigmă, să schimbăm obiceiurile care, din păcate, au fost păstrate cu o sfințenie, zic eu, depășită de vremuri adică numai un eveniment mare, după care restul câteva evenimentele mici cu care practic ne-am achitat de sarcină. Acum noi am propus, spre deosebire de alte expoziții mondiale sau alte astfel de reprezentări pe marea scenă internațională și cu extrem de mare vizibilitate, cum e Dubaiul, ne-am propus un discurs artistic foarte bogat și foarte, foarte susținut pe durata celor șase luni, Începând cu Orchestra Națională de Tineret, care, până la urmă, a susținut un concert fascinant de Sfântul Nicolae pe 6 decembrie și a fost un, un succes remarcabil, mai ales într-o cultură în care orchestra sinfonică nu e atât de implementată, cum e la noi. De, de regulă, sunt niște diferențe aici. Dar aici vorbim, iertați-mă că vă întrerup și de a fi vizional, pentru că cine s-ar fi așteptat la membrii unei orchestre simfonice să preia uh, ariile lui Păuța și să aibă acele strigături? Adică ești uh, aici, în fața ecranului, când am, am văzut acele imagini uh, era imposibil să nu te emoționezi. Da, nu e vorba căutat, de a fi vizionar. Am căutat foarte mult atunci când, împreună cu o echipă foarte restrânsă de colegi, am făcut o, o selecție atipică, repet, Iată. atipică. Am căutat să ducem acolo pe cât posibil pe cel mai bun, cei mai buni dintre cei buni. Nu ne-am mulțumit să fie doar buni. Uh, și acest acest program continuă. Orchestra de tineret a fost doar începutul. Acum îi vom duce pe cei mai buni sub auspiciile uh, Violon care vor Zacu susține, și evident, spus totul. vor Ce? susține un concert la fel de superb construit și închegat și legat Astfel încât sunt convins că, dacă se mai poate, atunci vom mai face un pas în scala, pe scara de valori. Urmând, pe urmă, o legătură foarte importantă pentru noi de Ziua Culturii Naționale la Dubai, România se va prezenta cu un. Cu o gală extraordinară a Operei Naționale, care, iată, este o operă centenară anul acesta, 2021, fiind anul în care, practic, se marchează 100 de ani de la, de la nașterea administrativă a Operei Naționale în aprilie Cred și... că Goga era atunci ministru exact, al culturii da, și exact. vizionar și el să transformi despre asta e vorba până la urmă. Se transformă o mică încercare privată, da. într -o, era prima instituție publică la momentul respectiv uh, cu un director numit și au, au debutat cu, o, o, cu una din cele mai grele opere și una din cele mai dificile opere, vorbim de Lohengrin, da, care a avut premiera și asta a fost debutul artistic al Operei Naționale în urmă cu o de ani pe 8 decembrie când la Pupitru dirijorat se afla însuși maestrul George Enescu pentru a transmite alt vizionar un alt semn extrem de important. Opera este atât de importantă încât eu însumi voi fi la pupitrul acestei superbe opere de, de Verdi și iată că tăcă, acum, după 100 de ani, tot pe 8 decembrie, Opera Națională a marcat tot cu o premieră absolută a, a, a acestei opere de Verdi, a, Verdiene, Loengrin, a, în regia unui mare făcător de minuni, pe scenele lirice și teatrale, dar și în film. Vorbim de Silviu Purcărete și o echipă super valoroasă de soliști, inclusiv din Import. <laughs> da, uh, iată, uh, să rămânem în această paradigmă, pentru că. Uh, E vorba de a fi vizionar. Și uh, televiziunea română a fost uh, în sală și abia așteptăm după ce am dăruit telespectatorilor noștri norma să le dăruim darul nostru de 65 de ani acest fascinant proiect Lohengrin avândul uh, avându-la pupitrul regizoral de data aceasta pe Silviu Purcărete, care iată până la urmă e atât de, de uh, a reușit. Să-și facă un nume în Franța. Și el. Da, și, și el. Și, și nu-i și a fost. El, nu și -a pentru că a fost o perioadă. Foarte, foarte exact. impresionantă în Franța, după care, noroc că toată experiența acumulată și acolo, a readus-o în România și le cultivă aici pe scenele dramatice și lirice din țară. Pe de altă parte, mă mai gândeam la centenarul operei din București este, este fantastic apropierea aceasta de uh, tineri, de ce se întâmplă acum în uh, piața operei. Uh, da, asta face parte din stagiunea centenară iată. a operei care, gândită în acest fel, a început cu promenada operei, a continuat, pe urmă, uh, cu alte proiecte și va continua pe durata întregii stagiuni 2021-2022, pentru că uh, practic uh, un centenar nu se poate marca doar printr-o singură zi, ci uh, trebuie marcat uh, cum foarte corect s-au gândit uh, cei din conducerea Opere Naționale în frunte cu Daniel Jinga și echipa lui, să dedice o întreagă stagiune uh, acestei, 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 sărbători uh, dar să facă și schimbări de paradigmă. Hai să rămânem la aceste cuvinte vizionari și paradigme. Da. da? Pentru că fără vizionari paradigmele nu se pot schimba, da? Și fără paradigme care ar trebui schimbate, vizionarii nu prea au target. Așa că complementaritatea asta este importantă, poate o păstrăm pe parcursul dialogului. revenind și-au propus aducerea unor mari nume și unor mari creatori pe durata acestei stagiuni. Unor mari nume, vorbim de soliști, vorbim de, de dirijori, dar vorbim și de uh, regizorii care uh, pun în scenă uh, opere. Spuneți că ați primit o șansă la 24 de ani atunci când ați, în urma unui uh, concurs, nu? Uh... A fost primul concurs managerial pentru conducerea unui... Teatru unei instituții publice din România, în vara anului 93. Nimeni până atunci nu a organizat și nu știa cam cu ce se mănâncă. Nici noi n-am știut, nici participanții, nici ceilalți, dar ne-am documentat din practica altor țări a se vedea diplomația culturală în sensul de prospecție. Uh, diplomația culturală franceză cred că stă foarte bine la acest capitol, sau nu? Da recent a fost de exemplu la Paris marcarea centenarului Strehler, la care alături de Tom Pagabor care acum este președintele Uniunii Teatrale din Europa, după Strehler și alții, a fost invitat și acea imensă personalitate care a reformat întreaga Uh, întregul domeniu cultural din Franța a fost un ministru, Jacques Lang uh, uh, ori e practic lui se datorează tot ce s-a produs în Franța acestor decenii și care își produce efectele, roadele. Așa cum eu am avut șansa, de exemplu, să studiez pe durata șederii mele la un masterat ecumest la Dijon și Besançon, practic noi am studiat acolo toată reforma introdusă de, de ministrul Lang și care, până la urmă, a fost o reformă care și după zeci de ani produce efecte în continuare. Noi ne dorim, ca și la Ministerul Culturii din România, să reușim să facem acea reformă atât de necesară și primul pas către acesta este elaborarea strategiei naționale în domeniul culturii. La strategii, suntem foarte buni pe hârtie și mai avem o meteahnă. Acum ieșim, mi-ar fi plăcut să rămânem în paradigmă și vizionar, dar mă gândeam așa. Mă gândesc la strategia pentru românii din străinătate, domeniul de care ne ocupăm. Tot le reinventăm, le luăm de la capăt, le refacem, predictibilitatea, Asta înseamnă că nu atât de la strategii. Asta înseamnă că facem strategii pe picior, facem strategii greșite care în loc să fie implementate și implementabile, ele necesită întotdeauna peticire. Și în cultură, și în cultură s-au încercat strategii de-a lungul anilor, norocul sau ghinionul este că nu s-a terminat niciuna, deci noi nu avem ce petici, avem doar în prezent, în momentul în care discutăm, tocmai am terminat de lecturat mai mult de jumătate dintr-o analiză foarte minuțioasă, realizată de Institutul Național de Cercetare și Perfecționare în Cultură, INCFC, care, pe cele 650 de pagini, face o fotografie a, a situației reale din teren, pe întregul teritoriu național, din perspectiva culturii. Ori plecând de la o astfel de analiză, practic, strategia are șanse de a deveni un instrument uh, valabil. Strategiile, doar o secundă să mai rămânem la asta, sunt uh, instrumente necesare, dar nu și suficiente. Întotdeauna, dacă o strategie există, este de fapt un cadru care permite niște măsuri, niște acțiuni, dar care măsuri și acțiuni în acest cadru trebuie să fie prevăzute cu timpul suficient pentru a reuși să producă efectele. Aici intervine vizionarul. Viziunea trebuie să fie pe un termen suficient de lung, astfel încât, fără vărsare de sânge, da? Să se poată realiza acele schimbări fără de care. Nu obținem nicio schimbare de paradigmă iată, iar m-am întors. Iată, e nevoie de legi bune. Dați-mi legi bune. În, în orice domeniu din acest articol 7 al Constituției României care se referă la drepturile românilor din străinătate, la identitate culturală, lingvistică, religioasă și așa mai departe. Uh, legi bune, inclusiv în acest domeniu, e nevoie de asta. Acum. Uh... Dacă vorbim de metehne, trebuie să vă mai spun și eu una. Să știți că avem foarte multe legi bune, dar avem o conduită, o mentalitate mentalitate foarte proprie aici, pe paralela 45, vis-a-vis -vis de legi. Adică, în continuare, eu constat din primul meu mandat... Vrem să le fentăm puțin? Da, eu m-aș exprima altfel din primul meu mandat am constatat și urmăresc oriunde m-a dus viața în această perioadă, dacă s-a schimbat sau nu o anumită conduită. Când vede omul o nouă lege, prima întrebare pe care o pune este următoarea. Dar chiar se aplică? Păi, aici este greșeala. Și de, de aici este doar un pas până la a spune, aia, de fapt, legea nu e bună. Da, legea Trebuie citită și gândită în sensul în care ea să producă efecte și nu să nu producă efecte. Asta este un principiu de drept roman, unul din cele mai simple principii ale dreptului roman, dar care, iată, nici după 2000 de ani la noi nu este corect înțeles. Da, despre diferențe, transformări pozitive sau nefavorabile din perioada 2005, să începem cu asta când ați intrat în Ministerul Culturii versus 2021, care sunt pe cele pozitive, mi-ar plăcea să cred, dar nu știu dacă Aspectele pozitive este unul foarte mare, că Ministerul Culturii există în continuare. Aoleu. Da. Deci, Aoleu. Dacă ne uităm în jur, Aoleu. foarte bine putea să nu fie existat Ministerul Culturii, să fi fost comasat cu un alt domeniu. Deci, partea pozitivă este că există Ministerul Culturii. Parte... Așa poate gândea și Goga acum 100 de ani. Bine că am, am, am înțeles. că am făcut ceva, să... Da? da? Să fie, să fie și da. un astfel de minister. Da. Faptul că, în atâția ani, în continuare, Ministerul Culturii este privit ca un fel de ca un fel de rău necesar, hai că dacă tot există, hai să-i dăm ceva, hai să... E, până la urmă, se datorează și vinei noastre a celor care ne succedem la diferite funcții în Ministerul Culturii, pentru că nu reușim să ne ridicăm la nivelul, la nivelul așteptărilor reale sau la demnitatea uh, unui astfel de minister și unui astfel de domeniu. Ori uh, problema, dacă e să luăm partea de aspecte negative în de sub acest ar de timp, vreau să spun iarăși doar un exemplu: că, în practic, întregul cadru din existent la momentul de preaderare a rămas neschimbat la, nu știu, 12 ani și mai bine de, de la aderare. Confirm, ori... confirm acest lucru uh, de la emisiunea Legile Integrării, cred că discutam cu, cu negociatorul șef de atunci, Vasile Pușcaș, exact aceste aspecte, pentru că părea că, wow, ce bine stăteam, nu era așa nu deloc. E, nu e, nu e și nu are cum să fie, pentru că una este, hai să vorbim în alți termeni, una este uh, dotarea, când te duci uh, 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 la o luptă, să zicem așa, de cucerire, da? când vrei să cucerești Uniunea Europeană, te pregătești pentru a fi acceptat acolo și altul trebuie să fie arsenalul atunci când tu trebuie să-ți consolidezi poziția din acea Uniune în care, până la urmă, ai fost admis sau, păstând metafora mea, pe care ai reușit să o uh, cucerești prin seducție. Da. Slavă Domnului, uh, arta seducției uh, funcționează la noi și nu de azi de ieri, și la ea se referea uh, ambasadorul Filipetien în acel discurs. Acești români care au sedus Franța, iată, să înlocuim termenul de cucerire cu seducție, și care o fac și acum, și care uh, seduc uh, lumea întreagă, dar. Foarte mulți dintre ei, trebuie să fim foarte preciși, nu au în spate nicio instituție de stat. Sunt ei și numele lor și, și munca lor. Și munca și talentul, lor da. și vorbim aici despre mediul privat, după care îi descoperim și noi și ne uităm altfel la ei după ce au fost consacrați poate unii cu buzunare goale și au depus proiecte și n-au primit finanțare. Bine, asta, asta, asta să știți că nu mi se pare o excepție, nu mi se pare ceva e bine că în așa. neregulă. Din asta potrivă, asta normalitatea. e normalitatea. În mod normal, valoarea nu trebuie neapărat să se nască din sfera sau din domeniul public. Dar să o susții bine, să fii vizibil și să simți. Dar, dar cred că, cred că într-o viață normală. A celor oameni din, din istoria cărora n-au fost decenii întregi furate sub diverse regimuri totalitare sau quasi-totalitare sau extratotalitare și care nu au fost inoculați de, de atitudinea protectivă a statului tătuc, da? cum am da. fost noi, normalitatea este asta. Valoarea se naște, se cultivă, își câștigă teren, din momentul acela începe recunoașterea sub toate formele sale uh, pentru cei ce apucă. Ori asta este, practic, selecția naturală în, în, în domeniul valorii. Că și aici trebuie să existe o selecție. Dacă noi. În locul acestei selecții naturale, punem întotdeauna forțat uh, o plasă care susține și spune: "Măi, eu cred că tu ești o valoare, uh, te susțin, dar ar trebui după vreo 30, 40 de ani de când te susțin să mai și demonstrezi că ești o valoare, atunci nu facem nimic altceva decât te epuizăm resursele care ar fi putut fi investite în niște valori care au confirmat." Da investite în valori care au confirmat. Rămânind, rămânând la arta seducției și la prezențele noastre importante pe marile instituții ale lumii, că vorbim de America, că vorbim de Europa, de spații consacrate, nu pot să nu mă gândesc la un excepțional exercițiu de diplomație publică din Portugalia, atunci inaugurat de ministrul de atunci și de acum al culturii, domnul Lucian Romașcanu, la Muzeul Național de Arheologie, la Jeronimus, la uh, cel mai important eveniment al portughezilor, care, după ce uh, noi am dus și am expus acolo tezaurul uh, Dacic împreună cu Muzeul uh, de Istorie, a devenit o casă a României. Și la câteva luni după asta, de ziua culturii naționale, s-a deschis acel spațiu pe care altfel nu dai oricui și oricum, pentru un eveniment, fiei țărâna ușoară, Eminescu cu Ion Caramitru și excepționalul Ioan Aurel Pop cu clarinetul lui Magic, o sală arhiplină, iată arta seducției sau ce se întâmplă acum la Muzeul de Arheologie din Madrid. Și când te gândești la situația Muzeului de Istorie al Bucureștiului și aduci tu expoziția acasă, dar compari spațiul uh, de la muzeul de arheologie din Madrid sau cel de la cu da, Ce ai tu putea, aici? Exemplele astea ar putea sunt continua în toate meroase. domeniile. Avem să de concerte în toată țara. Da, festivalul Enescu și acustica n avem. de la Sala Palatului. Dar, repet, minun nu va putea face nimeni. Nici, nici Jack Lang, dacă tot am vorbit de el, n-a făcut minuni. A avut o viziune... A avut o strategie, cum vrem să o luăm, pe care a găsit modalitățile de a o implementa. Și au urmat asta, toți care au venit după dar el. Dar asta, evident, asta durează în timp. Noi, acești 30 de ani despre care vorbim, inclusiv din viața mea, din acest punct de vedere, i-am pierdut. Ca și la construcția autostrăzilor. Deci, cam același lucru. Nu vom putea recupera de pe azi pe mâine. De aceea trebuie să existe acea viziune pe care eu sper să o putem pune concret pe hârtie și după aceea să fie transformat într-un act normativ general valabil și opozabil pentru teritoriul țării, astfel încât să existe o nouă paradigmă care va putea fi îmbrățișată de următorii miniștri, de următoarele guverne și de foarte important de autoritățile locale. Pentru că trebuie să constatăm, atunci când vorbim despre faptul ce nu s-a întâmplat în Ministerul Culturii în acești ani, putem să constatăm că, par contră, la nivelul autorităților locale s-au făcut niște schimbări fulminante în sensul percepției culturii și a rolului culturii. Deci, foarte multe autorități locale din România realizează ai doma altor țări în Europa faptul că, practic, în cultura adresată comunității, liderii comunității trebuie să fie cei care aruncă prima piatră, adică care dau prima finanțare. Pentru că, practic, cultura este în beneficiul unei comunități. Mai mici, mai mari sau foarte mari, dacă vorbim de rolul diplomatic al culturii. Ori noi, în acești 30 de ani, abia de acum 2, 3, 4, 5 ani putem vorbi de conștientizarea acestei, acestui rol. Ca să continuăm cumva tema ediției trecute, vorbeam despre antreprenoriat și despre ce le oferim din punct de vedere economic românilor care se întorc în țară, mai ales categoriei tinere, fie după ce studiază, fie după ce au muncit o perioadă, ce le oferim noi, mă gândesc inclusiv la nivel de autoritate locală, despre asta e vorba, tinerilor vizionari care își doresc să revină acasă în aceste mici comunități și uh, să le transforme și avem uh, cazul uh, prezentat la noi de-a lungul anilor și urmărit al lui Gelu Vlașin uh, uh, care a stat foarte mulți ani în, în Spania, poet, uh, a inițiat uh, împreună cu uh, soția lui muzician, au revenit în Bistrița, într-un uh, sătuc din Bistrița și dați-mi un instrument, știți ce se zice, dați un instrument unui uh, copil dintr-un îrfuitat de nume și îl salvezi, da, îi i o carte. Și asta fac. Au donat un pian, iată. E, e simplu. Pentru că altfel dacă... altfel ești manipulabil, de fapt. Haideți să o spunem direct, dacă nu e ușor să fii manipulabil. E simplu, dar în același timp e complicat. Pentru că, practic... Ce poți oferi? Nu există nu un există program, rețete. Nu, știu, nu, există, ai... nu, cred că există rețete. Trebuie să oferi un cadru. Ei, Iată. Prin, care, prin care orice astfel de inițiative și sunt foarte multe exemple. Putem da exemple în aceeași, în, în, în aceeași notă și oameni care din capitală se duc în, în diverse colțuri ale țării și fac au asemenea inițiative. Sunt foarte din ce în ce mai multe. Păi tu, administrația Dar... locală, tu, Ministerul Culturii, încurajează-mă, să depun un proiect și dă-mi o șansă. Ei, de Există cadrul legal, doar că și aici avem, o, avem o, o foarte interesantă stagnare sau involuție chiar. Cadrul legal pentru acest tip de sprijinire a unor inițiative există sub semnătura lui Ion Caramitru din 98, da? Pe urmă a fost îmbunătățit pe perioada mandatului Adrian Iorgulescu de către echipa noastră. Este funcționat și acum, dar abia acum au început autoritățile locale, vorbim de anul 2020-2021, să înțeleagă că acest instrument este cel care ar trebui să fie folosit de către ei. Și aici este foarte important că noi nu mai vorbim de autorități locale atât de diverse și dispersate, ci vorbim de niște uniuni la nivelul. Primarilor de mari municipii, la unor asociații de, 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 de autorități locale, cu care deja ai cu cine comunica direct. Altfel, trebuia să bați din ușă în ușă și era aproape imposibil să reușești să, să porți un dialog. Deci, până la urmă. După atâția ani pierduți de tranziție, să zic așa, normalitatea, în opinia mea, începe să apară în viața noastră. Nu ne rămâne decât să, să construim pe această. Reapariția normalității. Să dea Dumnezeu să apară normalitatea și în cadrul marilor proiecte de țară, și mă gândesc la Timișoara, capitală culturală europeană, și n-am să uit niciodată uh, momentul de la Luxemburg, de la uh, abația Neumünster, atunci când s-a semnat în 2015 uh, tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană și când noi. După asta, iată, Sibiu, Capitală Culturală Europeană. Eram atunci. Da. Uh, era o situație foarte, foarte fel diferită. Era altceva. -a, Sibiu a devenit Capitală Culturală într-un moment istoric foarte bine propice determinat. Pentru da, imaginea noastră. Și a da. devenit în Capitalei Luxemburgheze. Exact. Norocul nostru că atunci am avut, am avut orașul a fost bine ales, autoritatea locală de acolo a înțeles exact care este misiunea sa, și guvernarea a înțeles și ea. Am avut un an jumate de pregătire, nimic mai mult, și în timpul acesta, datorită și faptului că au fost găsiți, identificați și numiți oameni cu priceperea și cu determinarea atât de, cu viziunea, cu viziunea, atât de necesare, am reușit să facem, din proiectul acela, am lucrat și eu la Capitala Culturală Sibiu, destul de mult că secretarul de stat cu atribuții în domeniu am fost eu. La Timișoara vorbim de altceva, vorbim de o altă luptă foarte îndelungată, pe care, într-o competiție deschisă, a câștigat-o Timișoara, dar, câștig pe care până astăzi Timișoara nu a, fost, nu a fost în stare să o valorifice în, 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 în mare măsură, din diverse motive. Din diverse motive. Fie Nici nu vreau politice, să mă gândesc dacă ar fi fost în 2021 și nu se amâna pentru 2023 ce ar fi ieșit. Eu sunt mult mai șeptic și chiar dacă s-a amânat până în 2023, fi... tot, am pierdut, tot am pierdut startul și pe cu acesta... că acum suntem deci... dezmeticiți? Nu cred. Nu, nu prea suntem dezmeticiți, acum lucrăm la, la resuscitarea întregului proiect în parteneriat cu autoritățile locale, dar un singur lucru trebuie să înțelegem. Principiul capitalelor culturale europene este bazat pe, pe un, un anumit, o anumită logică extrem de simplă, care în termeni destul de seci se numește astfel întărirea capacității administrative a autorităților locale. Ăsta este scopul capitalelor culturale europene. Nu te poți mixiona tu Bucureștiul sau o altă capitală să te substitui și să organizezi în locul lor. Acest proiect pot să-l sprijin, pot să-l susțin, pot să-i asigur cadrul legal, cadrul administrativ, financiar, dar, practic, gestiunea respectivă aparține autorității lor locale, în speță Consiliul Județean, Consiliul Local, primarul și așa mai departe, care trebuie să arate că, da, nu a fost de ajuns să câștigăm, trebuie să știm să gestionăm această victorie. Suntem onorați la acest program de televiziune din 2007, de când am integrat denumit articolul 7 până la integrare, legile integrării. Suntem onorați de fidelitatea unui telespectator de la Viena, Ioan Hollander, care urmărește emisiunea și îi mulțumim pentru asta și am avut mai multe dialoguri. Salut cu drag în calitate de foști timișoreni. Exact. Care nici nu vreau să mă gândesc uh, acum, dacă l am întrebat uh, despre Timișoara asta lui, care respiră prin el și uh, ce gândește? Uh. Da, cum spuneam, Timișoara este și a mea, pentru că acolo mi-am deschis uh, practic întreaga viață de și acolo. De acolo am reușit să-mi fac un bagaj de experiență de care mă folosesc și acum și pentru care sunt dator Timișoarei și atunci când îmi permit să vorbesc în cuvinte poate mai, mai dure sau mai severe despre, despre talentul irosit, iată, o fac cu durere, dar o fac din dragoste și o fac și pentru faptul că am avut și șansa de a fi coautor al proiectului câștigător de Timișoara, Timișoara Capitală Culturală 2021, în prima parte a elaborării acestui proiect cu care am câștigat și de prezentare a sa în fața primului juriu, am participat activ alături de întreaga echipă. Deci, de aceea, eu am toate motivele să sper că, până la urmă, vom face ceva care n-am n-am -am altă suse decât să mă repet, care să ridice și acest proiect la demnitatea pe care trebuie să aibă cultura în România și prin Timișoara în întreaga lume. Să dea Dumnezeu să recuperăm uh, pierdea așa ca într-un maraton. Uh, la maraton uh, poți să ai șansa să recuperezi. Dar să ai forța necesară. Da, să ai forța necesară. Proiecte. Uh, telespectatorii noștri, unii vin acasă anul trecut, poate n-au avut cum uh, din cauza pandemiei uh, și merg în orașele lor și poate se gândesc că domnule ce bine e târgu, sunt luminițe, sunt multe, se fac multe spectacole, că e sfârșit, sfârșit de an și uh, primăriile au fonduri uh, și repede, repede facem un spectacol. Dar uh, ei au nevoie de predictibilitate și poate au nevoie și de uh, spații de cultură care să arate bine, de uh, clădiri de patrimoniu care să nu se dă. Dar nevoie și de un acces mai neîngrădit la aceste evenimente, pentru că eu am o mare, mare problemă. Asta am vrut să întreb. Pe durata întregii pandemii, practic, s-a dovedit. Că ceea ce vorbisem noi anterior despre faptul că domeniul culturii este cumva codaș atunci când vorbim de abordarea uh, ei la nivelul administrației naționale, putem să constatăm că uh, toate celelalte, în toate celelalte domenii sunt niște măsuri câta-câta adecvate domeniului atunci când vorbim de uh, securitatea sanitară. În acest sens, pe mine mă preocupă de când m-am întors în Ministerul Culturii de, din martie, dar pornind de la experiența noastră pe care am avut-o în curtea televiziunii la începutul pandemiei, adică din iulie 2020 până în octombrie 2020, când Acel am început program programul fantastic, teatru Teatrul TVR, TVR, și când am reușit să respectăm uh, toate măsurile de securitate sanitară, în perioada în care vaccinul încă nici nu era visat. Da? Fără îmbunăviri, și fără riscuri, și fără reducerea capacității la 30%. În mod normal, toți cei care sunt consumatori de cultură, cei care se întorc acasă, cei care sunt de aici, cei care vin de altundeva, trebuie să fie altfel, prin definiție, decât. De exemplu, copilul meu de preșcolar sau uh, 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 acum deja este în clasa 5-a, uh, care au niște restricții uh, mult mai blânde. Nu? De la începutul pandemiei, rata de incidență era la de 6%, la, la, la noi la teatră era este. la jumătate sau la filarmonie sau la cinematografe. În mod normal, eu cred că pentru a arăta că avem o o altfel de abordare față, acest, față de acest domeniu foarte grav lovit de pandemie. Lumea nu realizează cât de grav este lovit, nu neapărat componenta instituțională, ci acea componentă Creatorii, foarte firavă, artiștii. care s-a născut în ultimii ani, inițiativa privată în materie. A, este. Este, este mult mai puternic lovit decât Horeca sau decât orice altceva. Dar nu prea e vizibilă și nu se vorbește dar, atât dar, de mult. Dar suntem oameni de cultură și nu urlăm, deci nu suntem auziți. Cam asta ar fi expresie mai mai De pe Maidan, dar ca să ne facem înțelegi. Ori preocuparea mea și a noastră la nivelul Ministerului este acum, ca după ce am reușit să creștem, începând din 8 decembrie, pragul până la 50%, ar trebui să fie eliminat acest prag. Pentru că, repet, față de copiii. Un om care se duce într-o sală de concerte, într-un muzeu sau într-un într într cinematograf sau într-un teatru, are o alt fel de responsabilitate, un alt fel de simț civic, un alt, o alt fel de conduită. Deci, în mod normal, locul său pe scaun pe care îl câștigă cumpărând biletul sau rezervând biletul cu loc, este suficient. Pentru a se distanța în măsură egală cu respectarea tuturor celorlalte uh, uh, norme impuse, mască, uh, 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 vaccin și/sau testare, uh, uh, astfel încât spectacolele, concertele, proiecțiile de film să se poată bucura de prezența publicului. Proiecte comune cu uh, românii basarabeni, proiecte comune cu Chișinăul, o altă capitală plină de creatori din toate domeniile. A fost uh, Institutul Cultural Român care este lovit în ultimii ani de, de niște foarte, foarte, foarte mari uh, pandemii organizaționale. Bugetare. A organizat în, în toamna acestui an, la început de toamnă, un maraton teatral, ceea ce este foarte bine în Republica Moldova. A fost extrem de greu, tocmai datorită, datorită faptului că acest ambasador al culturii române uh, sângerează din foarte multe răni și foarte adâncite în ultimii ani, Sperăm să putem să, să, să le vindecăm, începând cu pansamente, pe urmă de eventual cu niște operații, astfel încât să putem exporta în continuare cultura română sau din România, nu doar la Chișinău, ci peste tot în lume. Am prins acum un, un, o idee superbă și chiar astăzi am vorbit iarăși cu domnul Dorel Vișan care împreună cu un alt mare maestru, Eugen Doga au făcut un spectacol superb după Eminescu din, din opera eminesciană și care de 15 ianuarie va fi la, la Iaște data asta pe malul acesta al Plutului eu nădăjduiesc ca, de exemplu, poate nu cu această ocazie, dar spectacolul respectiv să ajungă și la București și poate că echipa televiziunii române va reuși să-l să imortalizeze. Pentru că este, este suficient să-l ai pe Dorel Vișan sau pe Eugen Doga, dar când îi ai pe amândoi la oaltă în același proiect, acesta deja intră la capitolul Tezaur. Da, așa cum valsul lui Eugen Doga a intrat la capitolul Tezaur, tandra mea fiară. Da. Cum să nu, televiziunea română a fost pe scena ATN-ului român, împreună cu, cu acești coloși, de fapt, da. artiști Tezaure, cum bine am spus. Da, să sperăm că Ziua Culturii Naționale, Ziua lui Brâncuș, nu ne prind așa nepregătiți. Păi, Ziua Culturii Naționale, cel puțin e... din perspectiva Ministerului Culturii, astăzi tocmai am încheiat uh, acel, acea depunere, selecție de proiecte pentru Ziua Culturii Naționale. Anul acesta avem mai mulți bani decât acum 2 ani, dar mai puțin bani decât am avut anul trecut. Dar cu toate acestea au fost depuse proiecte pe fiecare subdomeniu în care așteptam să fie depuse. Zilele următoare începe selecția lor, astfel încât din 14 ianuarie să poată demara uh, efectiv toate evenimentele cu susținerea Ministerului Culturii. Dacă ați fi rămas după acea bursă ecumest la Avignon și erați spectatorul nostru și vă uitați la ce se întâmplă la noi și vroiați să reveniți acasă și să mergeți pe autostradă, așa, să ajungeți repede, dintr-o parte în alta, ce? ce, vă gândeați? În primul rând, ipoteza este nefezabilă. Facem un exercițiu de imaginație. Nu aș fi rămas nicăieri, -ați fi rămas. pentru că, tocmai datorită motivelor pe care le-am enumerat, consider că viața în România este grea, dar este plină de provocări, este extrem de pitorească. Niciodată nu te poți plictisi, pentru că întotdeauna, orice ți-ai propus, intervin peste ele elemente care îți răstoarnă întreaga zi. De acest motiv, n-aș fi rămas nicăieri și n-am plecat nicăieri. Dar, dacă lucrăm pe această ipoteză, repet, nefezabilă, uitându-mă. De pe podul din Avignon către România, după atâția ani. Sigur, Pod Avignon, da? A, unde am fost în, în acea vară, a, pentru că evident nu există cineva să plece la Avignon și să nu caute acel ciot de pod, m-aș fi gândit a, de ce oare toate șansele în acești 30 de ani au fost ratate. De ce oare, câtă vreme avem atâtea posibilități și avem atâția oameni cu potențial în țara asta, și am avut de-a lungul atâtor ani, de ce au fost ratate atâtea ocazii? De ce viața celor care ar fi rămas aici, practic, s-a irosit într-o așteptare? N-am răspuns nici. În viziunea asta, nici ca cel care am rămas acasă, și nu mi rămâne decât să sper că în cele ce urmează vom recupera din ce în ce mai mult din ceea ce s-a pierdut. De ce oare simt nevoia unui colind din Vișeu, din Maramureș, așa la final de emisiune? Pentru că ne am încărcat cu energie mai pozitivă decât uh, viziunea pe care tocmai am expus-o. Mulțumesc foarte mult! Uh... O lună decembrie, în care încercăm să discutăm așezați, să învățăm, să fim buni, să iertăm și să privim cu încredere mai departe. Doamne, Doamne, ajută, mulțumesc! Iar pe dumneavoastră, Român de aproape și Român de departe, vreau să vă oferim la final de emisiune un colind filmat în Vișeu Maramureș. Un loc uh, plin de tradiție, un loc plin de liniște și pace, unde îți uh, poți asculta liniștea inimii, în care cerul se convundă cu pământul, un loc în care simți că distanța dintre tine și Dumnezeu se micșorează. Așa uh, ne-a scris Janina Ivașcu, Lavinia Aleș, Amalia Decean și Silvia Tomoiagă, patru doamne care nu sunt artiste, dar uh, au dorit să facă un dar românilor plecați din străinătate. Să le ascultăm numai bine până data viitoare și nu uitați, oriunde vă aflați și voi sunteți România, avem nevoie de dumneavoastră, numai bine de acasă, rămâneți în Maramureș.